de urgență. Este un lucru prioritar pentru noi. Noi ne pregătim în continuare pentru protestul din data de 15. Nu putem lua da niciun pas înapoi până nu vedem concret mâine ordonanța de urgență la ora 10. Suntem pregătiți. Cotarul împreună cu celelalte patronate suntem pregătiți. În peste 20 de orașe din țară am depus cereri de protest și inclusiv în București. În București, după cum bine știți, ne-a aprobat 5.000 de autovehicule, cu toate că noi am cerut 20.000, peste 20.000, la cele două puncte, și guvern și parlament. Ni s-a aprobat într-un sfârșit numai guvernul României. Este bine de știut că toți cei de față, transportatorii, trebuie să înțeleagă că nu vom da niciun pas înapoi dacă nu vom vedea într-adevăr mâine în ședința de guvern că va fi trecut acel tarif de referință.